Sonata lui Madov, de Marius Ianuș. Mi-o parveni prin poștă, într-un coleg de o șchioapă, o scriere de mână, cam ștearsă și mioapă, și lângă ea o notă, într-o scrisoare lungă, în care mai mulți critici se miră și îndrugă că astfel de panflete nu sunt de publicat și de-aia nici artistul nici măcar nu semnat, că duceau la Jilava sau poate la Socola să-i scoată din structură fascismul și ebola și că astfel de versul se poate de tratat decât numai cu șocuri sau dacă e împușcat. Și ar cam ști ei unde și cine l-o compus, doar că o o urmă ce duce la un rus. Cum prezentarea asta m-a lămurit în parte, am vrut să-l dau la coș, dar, din curiozitate, am aruncat un ochi pe una, două foi, până am ajuns la capăt. Te duce, știți și voi. Deci, ce o scris în opus poetul nesemnat de a ajuns să fie blamat și infierat. E despre goi și oameni cu cipuri, despre bani și despre protocoale secrete, de tirani. Că an de an, la Auschwitz, se face un nou program și odată pe deceniu mai moare un milion. Că Rockefeller și Soros, Polanski și Madoff, Epstein și Gates și Rothschild și chiar și Kubriakov au buzele cărnoase și nasul coroiat și tenul cu nuanțe de roz și pistruiat. Da, o scris toate astea în sonata lui Madov, poetul la Ianuș. Sau o fi fost Dimov? Din rațiuni istorice s-au cofidat cu banu, critica nu l-au menționat și pe Topărceanu. Dacă mergem o leacă mai jos... De ce nu-l accepte evreii pe Domnul Hristos când în Biblia lor e prezent oriunde se uită ei? De pildă la Isaia, capitolul 53. Apoi ni se spune că decăderea omului vine din protocoalele înțelepților Sionului. Urmează alt subiect de toată pandalia, sioniștii și pornografia. Aici poetul e destul de neclar și se exprimă scofulcit și bizar ca unul care dă din gură fără să aibă habar. De ce nu l-a făcut măsa critic literar? Dacă e să plătească cineva pentru această prezentare, vă rog să țineți seama că eu n-am nicio specializare. Eu sunt doar Sică Grasu, Covrigaru, Băiatul Unianicu, Bucătaru, zis și Buzilă, Buze sau Buziuc, poet dement și tată Hăbăuc. Dacă trebuie dus cineva la pușcărie sau la spital, puteți să luați pe domnul Cistelecan, care nu înfierează fascismul suficient și promovează un singur poet, și ăla incompetent. Dar să ne întoarcem la poemul susnumit. Urmează o divagație, fără de sfârșit, despre cartea Identitate furată, a 7713, a lui Gruner Micloș, în care ni se arată că Eli Wiesel, supraviețuitorul Cocoș, nu e colegul său de lagăr, Lazar Wiesel, ci un simplu politruc, montat la un motor diesel, reglat pe funcția de făcut bani pentru goliați și golani. Și atunci, care e cel mai mare scroc? Eli Wiesel, Soros, Polanski sau Madov? Se întreabă autorul, nu eu. Vă rog să nu interpretați că l am scris eu. Despre acestea toate, și Soros, și Madov, o scris poetul Ianuș. Sau Leonid Dimov, eu sunt un om cu minte și împăciuitor și ascult ce ni se spune de la televizor. Acum fac așa, o schiță, o prezentare, ca să-i feresc pe alții mai tineri de turbare. Prezint această carte fascistă și oneroasă ca să vedeți cu toții de ce se cere arsă. Apoi ni se vorbește, nazist și răspicat, despre vaccinuri și ADN modificat și despre monumentul drepturilor omului care ar fi plin de simbolurile Sionului și despre un plan absolut dement în care să fie controlat fiecare cent, să se renunțe la banii lichizi și să fim dirijați de bănci și de apatrizi, apoi să ni se insereze cât un chip și fără el să nu mai putem cumpăra nimic. Vor să transforme lumea într-o pușcărie înfiorătoare, în care vom fi dirijați de la butoane. Va veni antihristul, va fi război, va fi foame, nu vi le mai spun pe toate astea, doamne, ca să nu faceți vreun infart, numai citind. Pamfletul se termină destul de sordid cu un citat dintr-un popă care ne spune: Băieți, spitale ați cerut, spitale aveți. Și apoi ni se spune că pandemia se va sfârși, dar ne așteaptă niște chestii pe care nici nu le putem închipui. Cam asta este tot. 40 de pagini reduse la un ciot. Nu am făcut-o de plăcere. Susțin răspicat și înfierez tot ce trebuie înfierat. Mă dezic de orice semn de întrebare pus asupra teoriilor oficiale. Nu suntem prinși în biruri. Nu ne țin în minciună. Nu scumpesc carburanții în fiecare lună. Nu se dictează totul de undeva de sus. Migrație și cipuri, hulirea lui Isus, avorturi și vaccinuri, pornografia crasă, acestea toate sunt... Numai din voia noastră politicienii noștri nu-și pun pensii de porci, iar sioniștii nu sunt o speță de escroci.